Am urmărit ceva comedian pe care nu știam până acum, e ceva țigan de ăsta. Oare capul meu ce un afroamerican. Bine că l-ai întrerupt, eu știu. Un comedian pe care îl urmăreai? Un comedian afroamerican din Statele Unite ale Americii, Gerard Carmichael, cred că îl cheamă. Gerard Carmichael. Bă, m-a recunoscut, îl știi? Nu. Am recunoscut niște chestii foarte bine surprinse acolo. Se plângea că nu-i pasă de lucruri. M-a recunoscut în chestia asta, așa că aș vrea mai mult. Băi, băi, tu ești împit! Aș vrea să-mi pese mai mult de chestii. Nu fi așa greșit. Aș vrea să-mi pese de povestea ta. Da, dar nu-i genul de discuție. Dar tu zici bine aici, Eu m-am ascuns. M-ai mai atins, că și eu sunt așa. Da. Păi tocmai că cum eu la tine mă gândeam sau la el, că aș vrea să-mi pese ca tine, de exemplu, să mai iau în gură cu oamenii pe internet și să îmi construiesc păreri pe care le intuiesc că împotriva părerii unanime, știi, numai așa pe contra. Asta. Tu faci așa, el eu nu mai fac de mult. Mea, Bobo eu face nu mai fac de mult, nu mai implicând oameni. Cum al orice mai zici ceva cu ieșit în stradă, dat foc, dat muie. Eu mă uit la tine și zic așa ca un bunic. Nu, prieten, că stai că la el linia lui îi de activist e politică, social da. Și da. Politică. Da, la tine îi contra a ceea ce intuiești probabil că îi părerea, da, tuturor. Generală, da. Da, 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 da. Dar o fac pentru mai fan. Nu contează, dar te interesează. Ăsta e fanul tău? Te interesează să faci lucrul ăsta? Nu, că și nu eu mă interesează. Și eu nu mă interesează, efectiv îmi vine. Păi deci stau pe WC-ul cu Facebook. Dar nu am zis că e rău și ce dacă faci. Seara nu zic o prostie, când îmi vine, când vine câteodată. Și atunci eu mă duc dimineața pe WC-ul și deschid 40 de minute, și ai, ai de lucru. Nervi, like-uri, comentarii și ar fi trece timpul. Bun, și ai o reacție la chestia asta și te implici și faci ceva, dar... Eu aș vrea să pot să fac chestia asta, îmi doresc. Și nu-ți mai vine nimica? Nu vine nimic. Mi se rupe așa, în continuu. Vorba cuiva, tu, unu, ori tragi, către, ori tragi la mănăstire, ori vorba lui Tibi, tu mai ai un pic până la împachetări cu nămol. Ori astea două ori trebuie să mori, ori trebuie să... Deci simți că nu te mai interesează. Da, așa e, mă, dragoste. Da, mă, că mi se rupe. Dar tot, deloc. Să mor eu. Dar și eu m-am gândit la Facebook să nu mă uit deloc. M-am gândit, dar chiar deloc, gen. Că... Așa e de plictisitor, adevăr că... Dar bine, Facebook ca o oglindă a lumii. Mă, să oglindă... faci ceva când te plictisești, nu? Da? Îmi place să n-am... Voi, când pula mea, mă, vă plictisiți! Eu nici nu știu să articulez, să conjug verbul a plictisi. Toate emisiunile de pe BBC Earth, de pe Travel, de pe Discovery Raw, de pe National și HD, că e diferit față de la normal, știu totul despre toate animalele din lume care le vrei tu, mă plictisesc, că nu, mă, zic tot aceleași. Aștept ceva nou. El lucrează toată ziua. Cu toate astea ai zis o chestie care te interesează. Te interesează asta. Nu, aia mă liniștește. Aș vrea să găsesc. Mie îmi place câteodată să nu am păreri despre chestii. Așa, eliberator. Se întâmplă chestia și... Bă, nu vreau să am o părere, nu vreau să-mi formez o părere, nu vreau să lucrez, nu vreau să mă interesez. Nu pune nimeni presiune să faci, da, în ultima vreme. Să citesc, păi mine mă sperie chestia asta, că vreau, că nu, dar că nu mi-impun să nu am o părere. Că mi se rupe, de fapt. Dar nu-i ceva, rău, dragoste. Ascultă aici la Profetul Bob. E 2018. Bă, numai dacă îți place. 2018, să vezi că multă lume o să fie off the grid. Da, multă, pe dragă. Ba, da, multă, da, lume să zică, nu-ți capul foțul, mă, e și gridul frumos, eram pe grid ieri. Am două mici hobby-uri, încerc să mă țin cu de ele, dar deja nu mă mai interesează nici aia. Dar de ce nu-ți faci altele, mă, fosul? Asta caut să fac. Da, hobby-uri. Eu la 38 de ani m-am dus să mă învăț cu pumba, că zic că trebuie ceva nou. La 35 de ani mi-am făcut motor. Că am zis că trebuie ceva nou, trebuie ceva să mă mai miște. Dobby! Tu vorbești serios, la 38 de ani te-ai pus pe placa mea. De 2 ani mergi, măi. De 2 ani. Mă, și era vorba că nu mai poți învăța cum e aia, calul bătrân la căruță. Nu mănâncă ca... Cum e? Calul le mănânci orez. Orez, da. Da. Deci tu de la 35 de ani ești pe motor, de la 38 pe placă. Ești foarte tare, cucu. Să vezi la 60 cum să aruncă din cu parașuta. Ce senzații și ce sentiment ai. Când, că e și greu, fută-le pula, când înveți ceva nou la vârta asta, nu? Da, că la cred, 20 de ani. Cred, cred. Ai făcut 10 femei și te crezi tare. Nu, când nu are mădus să mă dau. Eu n-am făcut 10 de toate. De când... Eu vreau să vă spun despre grid, pentru că am răspuns gomă zilele trecute. Deci, cu voia lor. Doamne, uite, ăsta ar fi un hobby bun. Să fuți fără voia lor. Ești de la Piatra Neamț, deci jumate de drum e făcut deja. Da. Dar să nici nu te descoperi, știi? Adică zic copile gridul. Repercusiuni legale. Zic cu gridul. Zic cu gridul. Era o știre postată de Digi24. Să nu fie repercusiuni?
deputatul ăla, idiotul ăla de Rădulescu, deputatul Cătălin Rădulescu, a făcut proiect de lege prin care să nu mai poată femeile face plângere pentru abuz sexual și pentru tot felul de perversiuni pe care ți le face în șeful. Cred că te uiți așa la mine, mă văd. S-a dat o idee. Empatizez cu ele. S-a dat o idee. Nu, cu el. Dar mai e secretar electrosnești de le rup și când le lasă la cele normal o să zică nenorocitule mai violat. Atunci ți-ai făcut politica asta, că atâta e de plictisitoare asta, eu de-aia nu ies. Du-te mă în pula mea. Socială nu face politica aici. De-aia nu ies în stradă. Nu mă interesează. Deci nu mă mai interesează. Oricum pe pula mea am fost toată viața, nu mă interesează nici de ieșit, nici ce faceți. Eu oricum mă duc la lucru, îmi fac treaba. Știi care e cel mai rău lucru pe care l-a făcut? De-aia se întâmplă. Ăsta e cel mai urât lucru pe care l-a făcut PSD-ul. Cumva ne forțează să învățăm despre politică. Da. Eu nu voiam să știu toate chestiile alea despre ordonanță de urgență. Tu ai dreptate. Despre Curtea Constituțională, despre ce înseamnă majoritatea. Deci cumva mă forțează să învăț și o chestie și mai rea pe care a făcut-o PSD-ul e că îi activează pe ăștia care sunt dintr-un domeniu non-politic să devină politici. Tudor Chirilă, de exemplu. Capcană. Deci ăla putea foarte bine să stea liniștit să facă muzică pentru fete care ar putea să-i fie fiice, dar nu, el trebuie să iasă în stradă și... Tudor Chirilă, fucking rules! O, mă, lasă-mă, mă, în pace! Nu, vezi, fucking atunci... rules and rocks, atâta Tudor Chirilă, I love Tudor Chirilă! Este păstat în L-am auzit live oră într-o conferință. O turnată la oră niște adevăruri dureroase, atât de coerent și de vertical. Tudor! Viața aceea a turnat și ce faci? Păi asta e că până, datorită PSD-ului, Tudor Chirilă e cool și până acum putea fi sau era cam la fel ca Damburic. Da, de fetițele, de niciun fel de Damburic și acum l-a umflat PSD-ul. Cum îl cheamă pe băiatul care a scris scrisoare la Damburic? Silviu German. Aci Tudor Chirilă, aci ești tu și o să întreb voi. I love you both. Silviu German, new rule, scrisoare la Damburic. Așa asta o să o citesc. Încercam să vă povestesc. Eram pe Facebook. Nu se poate cineva să fi scris o scrisoare mai urât, coerent, mai spurcă decât ai fi putut să o faci tu. Zic mulțumesc. Și eram pe Facebook, pentru că te privește. Oh! Și postase Digi24 știre despre, nu știu, cât a primit Andra să cânte la Târgu Mureș. 10.000! Atât a primește Andra. Da, nu e mult, nu e puțin, e ok. 10.000 de euro. Nu știu. Atâta costă ea oriunde suci. Mai mult 10.000. Mai nou, acolo, ziceam, știre. Nu, era 47.000 de lei pe 40 de minute. Nu asta e important, pentru că la Andra ar trebui să se contorizeze dublu, pentru că și primește bani și stă departe de Măruță, deci câștigă pe două fronturi. Dar nu contează, pentru că îi merită, are backup dancers, vocals, are o trupă întreagă, câștigă și mai mult de regulă, câștigă de 3 ori mai mult. Acolo. Exact. Era... Știrea era postată pentru că Facebook-ul meu în engleză, Just Now. Avea 0 like-uri, un comentariu de la Dan. A zis Irina seară, nu cred, zic ce s-a întâmplat iară. Adrian Cucu postează, comentează și a stat așa la Digi24. Nu mai știu exact Adrian cum era. Cucu la Digi24. Era, fută-vă Dumnezeu. Să vă fut în gură de muzicanți, de muzică și muie ușoară. Atâta de... Am fost cu Andra. Deci asta a comentat ca unul care să uită și comentator din ăla la știe. Am vrut să fiu de acolo, din ăla, deci din groată. Am râs atât de tare că mi-a scăpat scroll-ul și după aia am dat refresh și nu-l mai găseam să-i dau un print screen, că mi-era teamă că o să-l șteargă cineva, că au zis muzicant, de cântăresc de muzică și muie ușoară. Chestia asta mi-a făcut ziua, așa te... Nu m-am mai plictisit toată ziua, pentru că a scris el prostia. Cozi înainte, o râs tipic cu zgomot la cei doi colindători de la media. Scula! Scula! La media și era... Dar aia trebuie să-i vezi, că nu-i... Nu se poate, deci aia nu se poate. O tăiată la pe Iisus după un calendar și l-o ținut în mână. Tipul calendar te-a și nu l-o tăia, l-o salvat de pe cruce. Dar poți să pui link-ul. Ați văzut poza din Japonia. Poza din Japonia, într-o vitrină din Japonia, Moș Crăciun răspândit. Da, dar nu-i Japonia, că e în Laponia, Moș Crăciun. Da, poftim. Uite cum stai că poveștile copiilor. Deci, Adrian, eu am ascultat-o pe Bună Andra, seara și bine azi, da, click, dragii mei. Începem. Vreau să știți că, din păcate, am rămas fără idei. Dar are Bogdan o idee despre nu știu ce canal.
pe care voia să ne povestească de episodul următor. Dar nu de YouTube, de trecut. Îmi pare rău că trebuie să vă spun că câteodată trebuie să băgați mâna la propriu să încăcați, să rezolvați o situație. Nu la figurat, la propriu. Stai. Ce mi-a căzut? Ce mână? Nu, că mi-a căzut ceva zilele trecute și am băgat mâna, dar nu mai știu ce. În periuța de dinți, ai fel? În WC-ul? Nu. Bine, odorizantul. Verigheta. Nu verigheta, că nu port. Oh, ce-o pus aici? Scoate-ți lancia de el! Mă, glumea e, dar nu vrei să joci roluri, ia? Nu, că pregătisem un inel de logodnă și mi-a căzut și a rămas acolo. Se întâmplă. Tu dacă te cere... Ca aurul curăță căcatul și... Da, canale, canale de pe stradă sau partea asta a canalului? Partea curată de, partea din casă. Partea care este în casa omului, nu? Da, asta ca la cună. În casa omului. În casa gospodarului. Așa, și ai băgat mâna acolo după... După nu odorizant? Mai știu ce, nu mai știu, nu era odorizant, ce să caut cu el? Dar cum e tibi să bagi mâna după nimic, doar să împingi, pentru că altfel îți vine apa înapoi. Pentru că eu în viața mea am băgat mâna în bunde numai pentru că trebuia să împing ce era acolo. Ce era acolo? Am împins căcatul. Cum? Du-te-mă. Cu mâna, uite așa, stai că și arăt. Deci buda e așa, aici stă apa, da? Și aici știi că face ăla așa. Și tu bagi mâna aici și aici s-o opri și faci așa... Și ți intră deștele, după care te faci asta așa, ca să faci un pic de, cum îi zice, la lama de... Lama de lua zăpada. Și împinge așa și face... Și pleacă și după aia apa care ți până aici face... Și se duce. Și dar numai de fază lichidă sau dar și de fază solidă? De tot ce vrea... Tot ce vrea mușchii, mizeria mușchilor tăi. Povestea asta nu mi-a plăcut nici cât negru sub unghie. No, vezi, deci și știi de unde vine negru de sub unghie? De la cum ai păcat? Nu, prin asta am trecut. Deci eu nu merg după inele, după căzut ceva, trebuie doar să împingi căcatul să-ți meargă mai bine în viață. Te poți căca și tu, ca să zic așa. Prin asta bine, am trecut acum câteva săptămâni. Asta e la toaletele noi. Pentru că atunci când eram mic erau alea vechi, care aveau așa un fel de podium, da, care aveau băltuță. Vai, de stătea acolo! Ale erau ostentative, mă. Deci vedeai mărunașul, stătea acolo așa frumos castel. Exact. Dacă făceai prea mult, te atingea. Exact. Da, și te îndemna să tot studiezi, să te uiți. Cumva să ducea poftă. Și stătea acolo așa frumos și după venea apa și se ducea așa frumos pe lângă el și rămânea acolo. Pe lângă el! Cum să se ducă pe lângă? Dar nu-ți deci făcea parcă ce... mi-a făcea mai multă poftă să contribui acolo. Nu știu ce inginer. Poftă și căcat în această poziție deja. Nu știu ce inginer a inventat toaleta aia, dar merită cumva să se rostogolească iad. Da, deci cum să inventezi WC-ul ăla cu posibilitatea să se oprească ceva acolo? Deci nu era mai... Oricum te duci pe țavă jos la țăran, în alte orașe și găsești un pullover. Deci nu putea fi mai rău decât dacă era sculptat în formă de două mâini care să-l țină așa și după aia să vină apa asta. Și inginerii aia, mă, ziceau, ce se face, să ne bate joc de fraierii, să ne bate joc de pulime. Hai, ne facem un veceu de ăsta și nouă ne facem pe comandă de la care era gaura, așa și nu se înfundă. Vă amintiți prima, ți-amintești ca la tren. Prima budă în America. Eu mi-amintesc că știu, a fost un aeroport. După 90 ore de zbor, oprim un aeroport. Intru cu omul ăsta cu care eram, fiecare câte o budă și amândoi deodată. Ai, să-mi bag asta infundată. Șamea infundată. Ah, da. Că în America buzile cu apa până 3 sferturi apa pe sus. Plin. A, și după aia se duce? Da, toate. Dacă are faza? Face o căcuță, pică acolo, face pluc, fluc. Știi cum? Ca în notător olimpic care sare, face și după aia scoate 3 stropi când intră. Atât. Discret. Că e distanța mică. E aproape. Și când trage apa, o trage și îl pleacă cu tumultul de apă. Și se duce, uite, așa frumos în jos. Apropo de asta... Ca avion. Man. Și după aia vine alta. Adică nu rămâne nimic în urmă. Asta e ideea. Nu, de aia man, e plin WC-ul cu apă curată. Faci căchiță, pleacă tot, rămâne câteva secunde toată treaba goală și după aia vine un alt rezervor de apă. Eu știu că o metaforă... Ai, tu tot timpul te caci într-un WC-ul prin cap. În lac? În lac! Păi mă stropesc! Știu, motiv pentru care toate WC-urile... Da, nu e distanța mare, are toate, Dragoș. Toate WC-urile au deasupra lor un display de la o chestie de tragi hârtie. Hârtie de aia ca un colac. Și o din aia jos. Și o limbă. Și limba cum pică acolo. Fost și eu în lume, hai. Dar voi vă dați seama că e o metaforă a morții. Și limba cum va ține. Cum sufletul părăsește corpul și... O,
Apropo de chestia asta, doar că nu se duce în sus. Mă, o să-mi iau un vin, băgam iar. Papa, sâmbete. Are micuțul o bucată în specialul lui de pe site-ul râseria.ro despre un căcat. Am râs cu zgomot. Am râs cu zgomot. Oricum aș fi dat 25 de lei, 25 de lei. Am dat, e acum foarte bun. Mai convins. Am dat, e foarte bun, merită. Deci tu până acum ai dat 50 de lei, că ai repetat. N-am. Care era? Dar nu pot să spun aici că trebuie să se uite. Să ia să plătească. Să ia să plătească, o spun după. Tai jos odată, mă. Nu pot să piratez materialul omului, eu zic să aștept 2 luni până îl piratez. Și încă nu trebuie 2 luni. Pot să te ajut? Zic cu canalul, Bob. Zic ceva cu canalul. S-a întâmplat acum vreo... Un pic și să bezi, nu? Acum vreo un an jumate, doi, domnule, nu mai mergea canalul. Ce deci canal? Nu, la casă, nu mai mergea. Dar nu la ăla din casă, nu la ăla din casă resimțeam, vedeam la ăla din garaj, mă, să tot umplea cu apă și a început să iasă pe lângă el și știi, băi, infundat canalul, fută-l dumnecatul. Desfac WC-ul, eu, iertați-mă, și priceput, desfac WC-ul, mă uit în el ca lacrima țavaia care merea în jos. Mă, trebuie să nu mă stăt asta. Plinația! Nu, că facerea, dar suflă ca în jigulare la Dacia. Mă uit în țava aia din pământ, cea mai de jos, deci colțul garajului, aia de la mine din garaj, care e baia de servicii. Nu, amânțeles că e casă și garaj. Și după aia, nu, dar aia colțul cel mai de jos, dacă ăla era plin, zic, dă-le-n pulă. Mă uit la el și zic, nu am belit-o. Am luat țavă, de aia melc, l-am băgat și am tot mestecat. Mă, s-a dus la vreo 7 metri, s-a dus vreo 9 metri, asta tot rol, scădea câte atâta într-o oră, prea puțin. N-am mai avut ce face, pui mâna la sun, la rajar, la interdicție, la vidanjă. Și au venit vidanjă, au venit... Nu te-ai gândit să iei niște petarde din alea mai mari să le bagi, nu tu să explodeze? Era numai apă. Oh. Nu era țava, că dacă era gol, eram deja bucuros. Mi se pare o idee genială să pui. Mulțumim, Diana! Să arunce căcatul? Da. Și problema a fost... Și rol de crâșmăriță acum. Hangiță. Hangiță. Și treaba a fost în felul următor. Am sunat la băieții și au venit și ca bărbață. Au venit cu vidanjă, au tras în spatele casei, despre ce e vorba. Ce ne spune? M-a chemat la o țuică în pula mea. Să moră dacă nu seara, târziu, iarnă, nu vreo 2 ieri. Și așa au zis. Am un loc unde parchetul nu face click. Despre ce e vorba? Pentru ce ai chemat Vidan? Da. Nu m-a chemat de blazura. Serios, am un tablou care stă un pic strâng. Cu nume și prenume, știu despre ce e vorba. Bună seara, zic că e infundat canalul. Unde, ce, să vedem, da. Unde aveți curge, unde aveți asta, da. No, 2 milioane. Zic, dă să-l fută Dumnezeu, 2 milioane. Sunt tot șosul la Gavrilă, nu porni. Adică la voia să pornească. Să pornească. Ai 1 milion, mă, fută. 2 milioane, mă, o vin direct. Și zic că, domnule, dar oare ce e? Că la el nu se poate cu factură sau fără factură? 4 milioane, cu facem hârtie, 4 milioane sau fără 2 milioane. Pornim sau nu pornim? Zic, porniți ăla. Și o tras furtunul, fiți atenți, o tras furtunul, true story. Tras furtunul și ce, zic eu, domnule, oare ce poate fi? Și ce, de când locuiți aici, astea sunt depuneri de grăsimi, o să vedeți mai imediat la ieșirea din canal, o să ieșiți cu, zice, vedeți cum e să așa niște grăsimi ca niște, ca un cilindru de săpun. Toate depunerile de grăsime, din spălat, de la bucătărie, de la tot să depun pe țeavă, zic, dă-te în pula mea. 10 ani de acum înainte o să fie copii, acurată. Copii, tu ți-ai fost cu cârlige să prindă grăsimea. Da, de aia mi-am spus, să salveze, exact. Da. Să fac depuneri cu, n-ai ce face. Ce zi, mai lăsați un pic că aia vând la târguri de alea bio. Să-ți face săpun. Mă, râdem, glumim, o băgat o țavă de așa flexibilă de metal și o dat unul la 40 de atmosfere de apă. În 3 secunde m-a început să colbotească, bum, bum, bum. Și printr-un capăt la canal, ai văzut în canal, bucăți de la, într-adevăr, depuneri de grăsime albe cu tot. Nu? Așa ceva nu puteai desfunda. Și a ieșit câțiva metri de depuneri. O curățat tot, s-a uitat la mine și a zis, vreo 3-4 ani nu o să mai aveți nicio problemă, tot în ordine. Am dat 2 milioane, o strâns băieții, căcatul și-o plecat. Acum vreo 3 săptămâni, baia de jos înfundată. Bă, nu mai mergea. Păi de mine! Da. Dușmanul! Bă, pleacă de aici! Mi-am făcut calculul de așa, nu a trecut în pula mea patru, mână căjit de numai, mă uit la WC-ul, tot nu mai mergea. Dau telefon, e direct omul și zic, sunt eu băiatul, ați fost la mine acum noaptea, atunci a sus, da. No, știți cum îi venim, încercăm să venim acum că trebuie să ieșim din tură, dar vedeți că e 4 milioane cu hârtie, zic, dă-le-n pulă, că 2 milioane, zic, domne, fută-l, domne, iară 2 milioane, hai să ne vorbim să... Ce zi, eu nu mi-am făcut abonament, păi, nu. Garanție, căcatul, nu? No, cum ar veni, gen, domne, zic, ați mai fost, dar, păi să vedem despre ce e vorba. Ori venit, o tras, deja știam aceeași, o tras mașina în spate, zice, unde e problema? Păi zic, tot aici la WC-ul ăsta. Păi zice, desfaceți-l să vedem. Aplec, desfac WC-ul din șuruburile alea, îl scot afară, îl iau în brațe, îl pun jos și când mă uit pe țava aia, care de obicei până sus era plină de apă,
aia hă goală. Așa am făcut și eu. Și în secunda a doua zic, mă, să nu fie ceva în WC-ul. Și când mă întorc, șeful... Diana, you're not ready for this. Când mă întorc, ăla, șeful de lei, no, nu mai porni, Grigore, că-i numai gros. Și eu cum am luat WC-ul și l-am pus jos în curte pe iarbă, el l-a răsturnat și în cotitura aia. Acolo era? Acolo era. Și el cu mânuțele lui de om, care are o familie de crescut și rănit, a băgat mâna așa, o scos, uite așa, da, dacă era nefamilist, era mai bine. E gros și l-a scuturat așa pe iarbă. Mâini de artist. Deci nu cred că tu, care construiești casă, ți-ai pus gros parchet, faci scări cu mâna ta, gros, plantezi căpșuni în pula mea și crești câini care să sară peste căpșunii aia plantați de tine în casa aia, îți fac 5 etaje, tu nu poți să pui mâna, da, să vezi că e căcat, da, da, acolo, da, și să nu, da, chem vidar. Atâta de prost m-am simțit, exact cum Cucu a zis-o cel mai bine. Când am întors WC-ul și s-a uitat la mine și a zis, nu, păi noi am venit. Ai, fută. Deci până la urmă nu a fost altceva decât aia. Și știu că nu e de la mine. Nu, știu tăia că aia. Am lăsat muncitorii să facă câte un caca la mine în budă. Și ăia au venit mai hotărâți și au dat drumul, păi, o sticlă de asta. Au și dieta bogată în fibre. Au, da, dieta bogată în fibre. Mi-au fundat buda de jos. Mă, nu glumesc. Cât mă... Și au întors ăla, așa, au scuturat pe iarbă. Eu când am văzut, am zis, bă, stați să nu pe iarbă! Așa, nici n-am mai știut eu ce să zic. Eu îmi imaginez o reclamă de scutură așa, da, și se întoarce spre cameră și zice, eu asta lucrez, asta creez. Eu asta visez, eu asta pictez. Cuvintele lui au fost, Grigore, nu mai porni, că e numai gros. No. E strâns gros. Eu imaginez că o trântești așa pe o roată de olar și după începe. Doamne, ce căcaturi. Și când ne-am văzut acolo, zic, stați-mă un pic, dacă tot ați venit. Tu ai cântat Joe Cocker, așa, you can leave your head. Nu, mă, eu am cântat aia din Patrick Schweitz și cu... Ai, ai! Dar n-ai numai când ai cântat din bine. Nu, din Dirty Dancing am cântat. Nu! Te-am înțeles că am greșit, dar tot cu Time of My Life? Da, că da! Oh my life! După aia te-a stat cât... Time of My Time, când e asta. Deci au, cum se cheamă, jargonul lor, al vidanjorilor, da, gros. E gros, gros, se zice la gros, esența, da, de căcat. Și mi-a dat, dacă cu 10 mașină, dacă cu 10, de asta, acolo am pierdut 2000 de ca prostul. Am desfăcut aia și dacă întorceam și mă uitam și vedeam că e strâns gros, puneam furtunul, spălam și dacă tot am văzut acolo, zic, stați-mă un pic. Dacă tot ați venit și vă dau banii, treceți, mai trageți o curățare. La... Ca să zic, am fost la un coleg de-al meu care a pățit tot asta, da, și am zis, te verifică și așa era ca la tine. Și a zis, bă, de-i chemam... De-i chemam 2 milioane, da, nu m-a convenit și... Eu am ridicat WC-ul, eu l-am întors. Și ce băteau brazul? Și ți-l băteau așa, nu? Cu căcat un ventilator, da. Deci dacă tot ați venit și v-am plătit, ungeți-vă un pic pe piept, așa. Că e bio. Deci, faceți niște pachetări, vă rog. Am eu niște hârtie de cadouri. Vă dați seama că sunt oameni care mănâncă și se uită la podcast. Dar merge cu masa acusă la... Putem scrie asta la început? A, serios, noi că suntem, nu, serios, suntem emisiune de să mănânci când ai de revelion. De asta matinal, să faci o papară, să mănânci. Stai frumos, cu prietenii lângă tine, nevastă sau ce ai, știi, uite. Man, eu... toți ne căcăm la fel, la toți ne se înfundă buzile, deci lasă-i pe ăștia sensibili. Da, oameni, suntem. Oare nu v-am povestit? Hai. Când a vrut tata să... Stai. Dar cred că am mai povestit într-un podcast. Să terminăm tot căcat. Era o budă de aia veche. Eu mai am. În hai spatele casei bunicilor. Vreo 3 săptămâni. De la următoare. Vreau să zic la următoare, că după aia nu, să te rog, caut în arhivă să văd dacă am mai povestit sau nu. Mâncați aș părătă, nu e și frumos. Noapte bună, copii, de-i pace. Zi, bă, cu caca. Nu, mai lasă, eu zic în următorul. Zi, bă, eu vreau să aud. Ideea că ar trebui să termină cu caca. Pe tot cu caca, îți dai seama. Zi, bă, cu caca. Nu putem folosi caca la altul. Nu mai întrerupe, zi. Voia tata să... Să scrie un episod de căcat. Să acopere o fostă budă în spatele casei bunicilor. De aia de la țară. Da, mă rog, la oraș. Dar au avut o perioadă și... Mă rog, dar zic să acopere o de la țară. Așa. Nu. Era în spatele globului. Așa. Așa. Și ca țară să vezi. Și o chemat vidanjă și s-a uitat acolo, zice, domnul, e prea solid. Nu-i... O trecut mult timp, pământul absoarbe, se duce, a rămas foarte... Sau foarte dur, foarte... E aproape o rocă acum. Zice, trebuie să vă aduceți oameni care să... Îl sape. Da. Eu. Ei, nu era chiar atât de tare, că era o crustă tare și mai jos era mai moale. Și oh, fain. O tocmit pe doi
zilie. Să dea acolo cu hârlețul. Să dea cu târnăcop. Da, și-au făcut, niște, niște instrumente, adică niște ceaune legate cu niște, ca niște cângi așa. Și tot descărcat. Tata a zis că nu mai fost o săptămână, nu a fost om. Zice, bă, am crezut că fac hepatită, nu puteam să mai, să mă mai apropii la mai mult. Și pe iris în pula mea. La mai mult de 40 de metri nu mă puteam apropia. Ăia, în schimb, o zis că îi îmbăta mirosul de dimineață până seara. Nu, îi îmbăta el de dimineață până seara. Lucrau și că erau drogați în continuu. Lucrau teleghidați, așa. Și întreba ce vă dau, o țuică sau un vin. Și cu oameni cu cunoștințe medicale, totuși, deși de... Lapte. Zice, apă. Nu, zice, domnul Vali, dați niște țuică ca aia și dezinfectează. Că prin respirație mai e, niște fluturași de căcat. Bea un litru jumate de țuică de persoană. Ai, cum altfel să intri în căcat? Eu am stat în fosa septică. Uite, mă, de... Am stat în fosa septică întreg, ținându-mă de o bară și văzând de ce nu se... Cu o... Te jucai cu rățuște. Cu o oră, cu o oră, acum 2 ani, înainte să chem prima dată vidanja, când s-o înfundat, eu am stat în fosa septică, ăștia mă țineau de mână... Că... Practic, el când s-a născut era caucazian. Acolo, a fost primul lui solar. Vita, la, aia, apropo de solar, am vrut să vă zic o treabă de la Media și doi colegi. Solar! Am intrat, am desfăcut fosa septică, am văzut 5 metri adâncime un cilindru. Și niște demoni căcat, și doi dragoni. Mă, vă dați seama, câțiva ani de strâns într-o fosă de aia. Am intrat și am coborât, mă țineam de o țavă de aia ruginită și mă sprijineam pe o gură de canal și pe vreo două ceva sprijinături. Aveam mască de gaze, aveai o pungă în care... Aveam masca pulii, cu ce să o țin? Cu fosul să-mi o țin pe față. Cu una mă țineam, cu picioarele mă sprijineam și cu aia lanterna mă uitam să văd dacă vine, să văd unde e înfundat ceva. Și Briciu, nebunul de Briciu, mă ținea de mână și zicea, Bob, dacă te scap, că vezi că caz în căcat, nu știu dacă pot să nu te-am căcat în apă. Cât de înalt era, cât de mare era nivelul? Cilindrul e băgat în pământ 5 metri. Și eu am coborât cam un metru și mă sprijineam, mă țineam așa. Deci un fel de ca nisipurile mișcătoare, dar erau căcaturile mișcătoare. Da. Cât crezi că era nivelul de lichid, zic? 4 metri. Du-te, mă, nu se poate. Poate, cipula mea era tot cartierul la nu aia ta. Poate, nu. Și aveți și copil mic. Nu știu dacă te ajută densitatea. Aia, că nu știu, că nici nu sar ca în apă și te scufuz, că cred că intram ca în laștină. Ca în miere, da. Ca în miere. Aia, dar noi ca în laștină și mai și tușești, cumva, dar numai cumva. Eu am stat în, am stat hai mă gândeam, e ca la Marea Moartă, că te ține deasupra de la sanitate sau, sau te scufunzi foarte ușor? Nu se poate, acest episod va trebui să aibă, nu 16 ani. Să ne răspundeți dacă știți, dacă aveți studii. Să ne răspundeți. Dacă aveți studii, da. Dacă aveți studii, în căcat, da. Da, care e? Mi-am mai amintit una cu vidanja, lucram 2005 la hotel. Mă, dar hai de ce ceva cu fericire? Păi da, de până urmă a scos prosoape. Să se ducă anul ăsta căcaturile. Nu. Să intrăm într-un an mult mai curat. Cred că o fi murit între timp, domnul Chișu. O căzut săracul, el era paznic în parcare acolo. Și avea povești tot timpul cu oricine. Dacă te cunoștea de 20 de minute, îți povestea viața lui, cum a lucrat la barajul de la Bicaz, cum a fost inginer și la Tarnița și tot felul. Și îi prinde pe ăștia care veniseră cu vidanja, dar numai după jumătate de ani de activitate. Și grad de ocupare a hotelului 30%, deci mai mult să... Ce? 10%? Mai mult să căca personalul decât cazați, da. A, bun, dar oamenii veni să-și facă treaba acolo și ăsta îi ținea de vorbă și oamenii nu au fost atenți, au făcut nu știu cum presiune foarte mare și a defulat. Și defulează tot timpul în WC. Sau refulat sau defulat? Refulat. Nu, defulez, defulez și a refulat. Încerci să bagi înăuntru, da. A defulat. Pe camere. Remi fasol? Nu, în parcare, că acolo era... A defulat, de unde trăgea. A făcut presiune prea mare pentru că l-a ținut de vorbă pe ăla care manipula instalația de presiune. Ce a ieșit căcatul în casă? Nu a ieșit căcatul în casă. O sărit că l-a sărit și l-a cam filme, deci glazurat filme. Mă, din cap până în picioare pe domnul Chișu. Pe domnul Chișu. Ai, no. Și ăla... Cum vezi în filmele americane că face boc în Home Alone? Ăla care manipula chestia și-o dat seama prea târziu și s-a ascuns după el cumva așa. Că începe să împroaște. Da.
Asta e. Vorba lungă. Căcatul omului. Căcăcerea omului. Noapte bună. E destul, e gata, e gata. Ce noapte bună, mereu până la deci mai. Mi-a ajuns până aici. Dacă vă mai gândiți, sigur nu mai amintiți ceva de genul. Mie mi-o depurat. Fie ca acest căcat să vă ducă un an prosper și plin de noroc, așa hai, e vorba. E ca... Cum e la noroc? Hai, căcat, e noroc. Da. E ca Bob în foca aia septică. Mi-a ajuns până aici. În foca septică.